Revin acum la informația momentului. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost împușcat în urmă cu câteva minute la Hadlova după o ședință de guvern. Conform presei slovace, atacatorul a fost reținut imediat după ce l-a atacat pe premier. El în acest moment este dus cu un elicopter la Bratislava. Nu se știu foarte multe informații despre starea lui de sănătate. Știm doar că a fost împușcat în zona abdomenului și că imediat din primele informații și date pe care le-au dat martorii, imediat după ce a fost atacat, oamenii din jurul premierului au încercat să-l protejeze până la venirea ambulanței, iar mai departe, așa cum spuneam mai devreme, va fi transferat în Bratislava. Deși atacatorul a fost prins, nu știm deocamdată care a fost motivul pentru care l-a atacat și dacă el a fost sau nu ținta direct a atacatorului. Vedem chiar acum imagini cu momentul în care s-a întâmplat totul. Erau și foarte mulți oameni în preajmă, probabil de aceea nu a apărut suspect cel care l-a atacat. Nu sunt cunoscute conflicte sau tensiuni puternice în țară la acest moment care să fi dus la acest incident. Știm doar că premierul Fico nu era neapărat un susținător al ajutorului pentru Ucraina și nici neapărat un lider extrem de iubit de către oameni, însă bineînțeles acestea nu sunt motive pentru un asemenea atac. Avem și declarația președintelui din urmă cu câteva minute care spune că este șocat și că condamnă acest incident. Aceasta este imaginea care a apărut în urmă cu scurt timp cu premierul imediat după ce a fost atacat. Așa cum spuneam, el este acum în drum către spital. Așteptăm noi informații despre starea lui, dar și despre motivația acestui atac. Revenim în scurt timp cu mai multe informații. Avem o nouă informație de ultim moment. Presa din Slovacia vorbește despre faptul că starea premierului este evaluată în acest moment ca fiind una gravă și că ar fi vorba despre 3 gloanțe care ar fi fost trase de atacator în stomacul premierului. Pot fi mai multe motivații, însă niciuna concretă în legătură cu acest atac. Acesta este momentul în care premierul este urcat imediat în mașină, imediat după atac, iar atacatorul este imobilizat. Îți reamintesc, atacul a avut loc în urmă cu doar câteva minute după o ședință de guvern. În jurul premierului erau mai mulți oameni, dar așa cum se vede și în imagini, și în afara clădirii erau foarte mulți oameni și se pare că atacatorul s-a infiltrat în mulțime cu scopul destul de clar de a-l ataca pe premier. Starea lui, așa cum spuneam, în aceste momente este gravă și urmează
să apară noi informații, dar și imagini. Acesta este un alt clip care a ajuns în urmă cu câteva momente pe rețelele de socializare, cu momentul în care atacatorul este imobilizat. Urmărim subiectul și revenim cu alte informații.